Efectiv, toată lumea m-a întrebat ce e PRP și Microneedling din postarea anterioară și așa că ne-am întors aici, în studioul meu de acasă, care uh, nu este o, doar o cameră la mine în casă, este un studio la mine acasă. Să vorbim astăzi despre PRP și Microneedling și să vă și arăt cum se face. Despre Needling am vorbit mai pe larg într-un alt clip pe care o să-l las linkuit pe aici undeva, dar pe scurt vă mai spun acum o dată. Ideea este următoarea. Folosind un aparat numit Dermapen, care seamănă cu un aparat de tatuaj, se pun niște mici acesterile în vârf, care, la fel ca aparatele de tatuaj, o să facă niște mici traumatisme tegumentului, da? adică pielii. E, chestia asta va face ca corpul să trimită în locul la colagen și elastină ca să refacă practic, pielea deteriorată și astfel o să facă să arate mai sănătoasă și mai elastică. Probabil te întreb de ce ai vrea să-ți faci niște mici traumatisme pe piele și să aduci mai mult colagen și elastină. E bine, microneedling-ul poate fi folosit pentru acne, pentru porlăgiți, pentru cicatrici, pentru tot felul de lucruri, pentru alopecie, dar este mult mai bun în combinație cu alte lucruri, fie cu diverse serumuri, când atunci când faci mezoterapie, fie cu PRP, despre care o să vorbim în clipul ăsta, pentru că mie îmi place foarte mult. O să vă linkuiesc de asemenea și mai multe studii care arată uh, că aceste lucruri chiar funcționează și au niște rezultate. Dacă vreți să le citiți, jos în comentarii. Bun, și acum că am vorbit despre micro hai să discutăm puțin despre PRP. O terapie uh, ușor controversată, în sensul că unii zic că nu are niciun efect, alții zic că are efect. Studiile de pe care le-am găsit uh, și pe care le cred eu despre această chestie, pentru că sunt studii și nu părerea cuiva, uh, le veți găsi din nou în comentarii. Bun, acum hai să vorbim puțin despre ce este uh, PRP-ul sau Platelet Rich Plasma, terapia Dracula în română. Nu știu de ce ne place să numim toate chestiile cu Dracula, dar aia e. Bun. Practic, vom lua sângele pacientului într o probetă specială care conține o substanță specială care va ajuta la separare. Se va pune într o centrifugă, care o să învârtă frenetic super repede uh, această probetă și va separa plasma și trombocitele, că platica astea sunt plețăturile din engleză, de restul elementelor din sânge. Da, o să că e foarte distractiv. O să vedeți la clipul pe care l-am pus la sfârșit ca să vă arăt uh, cum se face? Bun, acum ca să fie full disclosure, nu este cunoscut în întregime felul în care PRP-ul ar putea ajuta cu diverse lucruri la care se folosește. Și anume, se folosește la osteoartrită, recuperare post -chirurgicală a cicatricilor, recuperarea părului, post sau și fără implanturi și încă alte lucruri pe care le veți vedea în studiile pe care le-am linkuit mai jos. Asta însă nu înseamnă că ele nu funcționează. De asta se fac studii pe toate lucrurile astea și de aia ne uităm și noi pe lecasem dacă să facem sau nu o procedură based on the clinical evidence care există. Una dintre cele mai comune utilizări a PRP-ului, inclusiv la noi, este în ortopedie, da? Pentru diverse traumatisme sau uh, probleme patologice ale articulațiilor și așa mai departe, unde cu ajutorul unui ecograf un medic ortoped îți va injecta PRP în articulația respectivă. Chestia asta este dovedită că duce la recuperare mai rapidă și la o reîntoarcere practic la normalul sau cât mai aproape de normalul articulațiilor tale față de tratamentul fără PRP. Bun și acum hai să vă arăt cum am făcut eu unei paciente ca caz de studiu PRP cu microneedling. Vreau să vă spun înainte că pacienta a fost informată că am consentul scris al pacientei și că tot ce vedeți și anume filmarea este filmată cu acordul și cu cunoștința expresă a pacientei. Cel mai important lucru este la început să curățăm fața pacientului cu o cremă de machiantă bună ca să ne asigurăm că nu există urme de machiaj sau impurități sau orice altceva am putea introduce o dată cu acele noastre în fața pacientului. Bun, după aceea vom da cu crema anestezică. Este foarte, foarte important să anesteziem locul unde vom face terapia pentru că, la fel ca orice procedură estetică, trebuie să limităm disconfortul la maximum. De ce? Pentru că atunci când vii la o procedură estetică nu este ca la o procedură necesară. Deși și acolo trebuie redus disconfortul la maxim, dar aici este prioritar. În sensul că atunci când faci o intervenție, de exemplu, de chirurgie plastică, prioritizezi sănătatea pacientului. Aici trebuie să-i prioritizezi confortul. Bun. După aceea vom deschide kitul steril, care conține probeta specială, fluturașul de recoltare de sânge, și toate celelalte necesare recoltării acestei chestii. Vom recolta sângele pacientului folosind un este absolut exact ca la uh, luarea de analize, pe care vă recomand să o faceți anual, e foarte bine să faceți analizele ca să vedeți dacă aveți uh, sau nu diverse probleme de sănătate. Plus că este gratis. Aici sunt eu care caut vena uh, doamnei Ana Maria, care este o prietenă veche de-a mea și de asta au zis că tot vorbim în timpul clipului, plus că uh, ascultam niște muzică de care ne amuzam. spun mare trigger warning aici. Bun. După ce am luat asta, sângele, practic, pe care l-am luat, îl vom pune în această centrifugă. Aici este probeta cu sângele, se pune în centrifugă, e probeta de vis a -vis, este plină cu lichid de balansare și îi vom da drumul. Se va învârti timp de 10 minute la 3000 de turații. Pentru a putea face rost de plasma despre care vorbim sănătate și de care avem nevoie. Bun, și acum după ce s-a terminat de învârtit centrifuga, o vom deschide și vom scoate eprubeta care conține plasma. Care este uh, aceasta. Ce vedeți jos sunt elementele din sânge și ce vedeți în restul probete este plasma pe care am extras-o uh, din sângele domnișoarei Ana. Ok, vom curăța acum din nou crema anestezică pentru a avea fața curată. Crema anestezică conține lidocaină care este o substanță anestezică care se folosește și la dentist și uh, peste tot. Practic. După ce am curățat fața vom scoate acele sterile, le vom pune în aparatul de micro-needling și vom adăuga uh, acid hialuronic pentru a aluneca mai bine acele și vom picura tanța pe care am scos-o, adică PRP-ul. După ce facem această procedură, după ce ungem uh, bine zona pe care vom să o tratăm cu substanțele pe care le folosim și cu PRP-ul, vom trece în mai multe rânduri, în repetate pattern-uri, acele peste una respectivă. Vom trata fiecare parte a feței uh, separat pentru că nu, nici nu vrem să stea pacientul cu o de litri de substanță pe el în același timp, așa că vom lua pe rând. Și vom trata, uh, eu încep cu fruntea pentru că mi se pare că acolo e cel mai doloros, că e pielea cel mai subțire și ca să fie de oi. încep cu fruntea și după aia continui cu celelalte părți ale feței. Acum, în fiecare zonă pe care o tratăm, trebuie să folosim o adâncime diferită a acelor. Nu poți să pui aceeași adâncime pe frunte, ca pe obraz, uh, ca sub ochi, de exemplu. După ce terminăm de făcut tratamentul cu microneedling-ul, voi mai masa uh, pacienta cu restul prp care a rămas pentru a ne asigura că acesta este absorbit în întregime și să ne asigurăm că nu este deloc hirosit pentru că uh, a trebuit scos din ea. Sper că v-a plăcut clipul ăsta și că am reușit să vă convin puțin să vă depășiți teama de aceea dacă o aveți pentru a avea un ten mai frumos și mai sănătos cu o intervenție care este minim invazivă, adică nu se întâmplă nimic, nu vă taie nimeni, nu se întâmplă nimic și chiar are niște rezultate super bune. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii despre ce ați vrea să mai fac clipuri, despre ce ați vrea să mai vorbim. Nu uitați să intrați pe Twitch unde avem interviu, vorbim despre tot felul de lucruri și aici pe canal să dați un mare subscribe și un mare like pentru că vom mai posta interviurile cu Johnny Romano, interviul cu Omid Ganadi și toate interviurile pe care le facem.